Comunități centrale, județene și locale, preacucenii și părinți, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt onorat să vă spun bun venit la cea de-a 10-a ediție a concertului de colinde pe care protopopiatul Moinești, împreună cu primăria municipiului Moinești, îl organizează cu prilejul Sfintelor Sărbători de Iarnă. Au trecut așadar 9 ani de zile de când a debutat acest proiect pe care l-am inițiat împreună cu primăria municipiului Moinești, cu domnul primar de atunci, actualul senator, domnul Viorel Ilie. Proiect care a adus în orașul Moinești personalități marcante ale culturii române, voci impresionante care ne-au cântat și încântat sufletele și inimile noastre. Ne amintim cu drag de concertele susținute aici de mari maestri Gheorghe Zanfir, Ștefan Hrușcă, Grigorie Leșe, Nicolae Furduiancu, Paula Seling, Corala Armonia, Corul Madrigal și mulți alții. Și în seara aceasta vom avea parte, spunem noi, de un concert de excepție, un concert de nota 10, ținând cont și de numărul ediției la care ne aflăm anul acesta. Și în seara aceasta, concertul acesta se dorește a fi, cum au fost și celelalte, darul pe care noi, organizatorii, îl oferim fiilor, fiicelor noastre duhovnicești, tuturor celor care iubiți cultul și cultura. Ne aflăm în această perioadă specială a anului liturgic, în care ne pregătim să întâmpinăm sărbătoarea mare a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Crăciunul. Cea mai mare minune pe care Dumnezeu a săvârșit-o după crearea lumii, și anume venirea lui Dumnezeu în lume, pogorârea sa, pentru ca pe om să-l ridice la demnitatea de fiu al împărăției sale după har. Este așadar o sărbătoare a demnității, este o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare a luminii, o sărbătoare a familiei, este o sărbătoare a iubirii milostive a lui Dumnezeu revărsate asupra noastră. Înainte de a invita la microfon pe cei care vor reprezenta concertul din seara aceasta, aș dori ca în puține cuvinte să mulțumesc celor care au făcut posibilă această a 10-a ediție, după cum vă spuneam. Și anume, în primul rând, aș dori să mulțumesc părintelui nostru arhiepiscop, înalt preasfințitul Ioachim, care ne-a oferit, ca și în anii trecuți, înalta binecuvântare și susținere pentru organizarea acestui concert. De asemenea, aș dori să mulțumesc Consiliul Local Primăriei Municipiului Moinești, domnului primar Valentin Vieru, și, nu în ultimul rând, câtorva sponsori ai noștri care an de an ne sprijină atunci când organizăm evenimente, cum este cel de acum, și anume societăților comerciale Betula Farm și Fitco SRL, societății comerciale Petit SRL, un sponsor permanent al protoieriei noastre, și, de asemenea, complexului PIN, Parc PIN Moinești și Mario, tot din Moinești. Tuturor le mulțumim și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca efortul pe care l-au avut în susținerea acestui moment să le fie răsplătit însutit de cel de sus. Acum o să invit la microfon pe cei doi prezentatori ai concertului din seara aceasta, Andreea Monea și Dragoș Ianoși. Sunt pentru a doua oară alături de noi. Ei prezintă jurnalul de știri, jurnalul de seară, el apostul nostru al Patriarhiei Române, Trinitas TV. Le mulțumim că sunt alături de noi și le urăm succes. Că din an în an venim și vestim nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Preacuvioși și preacucernici părinți,
Stimate autorități, dragi invitați, suntem Andreea Monea și Dragoș Ianoși. Și vă spunem bună seara și bine ați venit la concertul de colinde Vine Crăciunul pe Seară, organizat de Protocopiatul Moinești, în parteneriat cu Primăria Municipiului Moinești, aici la Centrul Cultural Lira. Sub genericul Vine Crăciunul pe Seară, concertul de colinde a ajuns la 10-a ediție anul acesta, se va bucura în deschiderea serii de ansamblul folcloric Moineșteanca din Moinești, coordonat de doamna Marinica Efrim, de prezența coralei Gvarțon din Iași, dirijată de Alexandru Darie, iar la finalul concertului le vom spune bun venit membrilor ansamblului etnofolcloric Plăieșii din Republica Moldova, conduși de profesorul Nicolae Gripincea. Însă până atunci, dați-mi voie să vă mărturisesc că suntem bucuroși să fim din nou alături de voi în aceeași formulă în care am fost și anul trecut. Și vă rugăm să nu uitați să împărtășiți din bucuria dumneavoastră și celor nouă copii care își doresc și au nevoie de o casă. Pentru că magia sărbătorii ne face să fim mai generoși, haideți să facem un bine care să aducă pe fața unor persoane nu doar zâmbet, ci și lumină. În preajma Crăciunului, colinda este poate cea mai reprezentativă formă de manifestare a tradiției românești. Cele mai răspândite și mai spectaculoase obiceiuri sunt cele legate de sărbătoarea nașterii Domnului. Chiar dacă nu poate fi precizată cu exactitate data apariției acestui obicei al colindatului, știm că își are rădăcinile în istoria creștină și românească, unele chiar din vremea în care cel întâi chemat dintre apostoli propovăduia Evanghelia Mântuitorului pe teritoriul țării noastre. Colindul românesc, prin forma sa simplă și prin mesajul pe care îl exprimă, este glasul sfânt al Sfintei Evanghelii și al Bisericii. Colindul reprezintă ecoul popular și artistic al cântărilor bisericești liturgice. Până astăzi, colindele revarsă asupra tuturor celor care le cântă și le ascultă lumina cunoștinței de Dumnezeu, pace și bucurie dumnezeiască. Pentru a da expresie și căldură laudei și mulțumirii aduse lui Dumnezeu, colindele sunt cântate pe la casele oamenilor și în biserici, începând de la sărbătoarea Sfântului Andrei și până la Bobotează. Dar ele nu se vorbesc, ci sunt cântate, fiindcă prin cântec sau melos, ele sunt menite să se adreseze deopotrivă minții și sufletului. Doamnelor și domnilor, ne pregătim să-i primim în scenă pe primii colindători din această seară. Dorim să pășiți alături de noi în lumea tradițiilor și a folclorului autentic. Dorim să ducem tradițiile noastre și numele Moineșteanca cât mai departe alături de doamna profesoară. Iată crezul primilor noștri invitați veniți chiar de aici, din Moinești. Ansamblul Bravo se aplaudă. Și a început activitatea în anul 2005 la inițiativa doamnei Marinica Efrim. Inițial a purtat numele de grup vocal Leagăn de Dor. Din dragoste pentru locurile natale și pentru a promova mai bine locurile frumoase de la Moinești, doamna Marinica Efrim i-a schimbat numele în anul 2011 și de atunci până astăzi, prin evoluția constantă, ansamblul Moineșteanca a devenit cel mai valoros ansamblu folcloric de copii din orașul Moinești și unul dintre cele mai bune și cunoscute din țară. Iar în sprijinul acestei afirmații stă palmaresul ansamblului, care este cu adevărat unul impresionant, dovedind recunoașterea talentului și calității pregătirii de care beneficiază micii moineșteni la cercul de muzică și dans popular. Acesta cuprinde numeroase premii la concursurile de gen din țară și participări la foarte multe spectacole folclorice organizate cu diverse ocazii. Și amintim aici că de la înființare și până în prezent, acest grup de copii talentați, pasionați de muzică, dans popular și în același timp serioși și perseverenți, valorifică folclorul zonei din care provin. Au participat la numeroase concursuri și festivaluri naționale și internaționale, obținând premii importante în Belgia, Bulgaria, Republica Moldova, România și nu numai. Așadar, sub conducerea doamnei profesor Marinica Efrim, vor interpreta în deschiderea concertului imnul României, iar apoi vom audia colindele Câți creștini sunteți în casă, Ce este omul, ambele creații proprii și Gazdă mândră dă colacul. Audiție plăcută! În care te adâncire
Oh,
Doamnelor și domnilor, au fost pe scenă membrii ansamblului folcloric Moineșteanca. Le mulțumim pentru emoția cu care ne-au bucurat sufletele. Ținem să precizăm că acest concert caritabil este transmis în direct pe pagina de Facebook a Trinitas TV. Dar asta nu înseamnă că acum trebuie să deschideți telefoanele și să stați cu ochii pe display, da? Ne urmăriți în continuare. Pentru că seara de colinde continuă cu o atmosferă deosebită și plină de emoție. Ne va încânta în următoarele minute corala bărbătească Gvardson din Iași, formată din studenții la conservator și teologie și dirijată de domnul Alexandru Darie. Corala bărbătească Gvardson. Înființată în anul 2013 la inițiativa a 7 tineri studenți de la Facultatea de Teologie și de la Conservatorul din Iași, tineri pasionați de arta corală. Ulterior, componența grupului s-a mărit, având membri din diferite medii universitare, printre coriști numărându-se acum și câțiva muzicieni profesioniști care activează la instituții de cultură din Iași. Corala a mai susținut concerte cu ocazia sărbătorilor pascale, dar și a celor de iarnă în anul 2018 și 2019. Dirijorul corului este domnul Alexandru Darie, student al Universității Naționale de Arte George Enescu, actualmente membru al corului academic Gabriel Muzicescu, al Filarmonicii Moldova Iași. Repertoriul prezentat în această seară va cuprinde colindele Bună dimineața la Moș Ajun, La Vitleem Colonjos, Ce vedere minunată, Noapte de Crăciun, Colonumbra Pomului, Noi umblăm și colindăm. Corala bărbătească Gvardson. Let's go.
bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bim bam, bam, bim bam, bim bim bam, bim bam, bim
Zi, singure, am uitat să colindăm, ziurele zilei, când mai e rândus acasă, ziurele zilei. Cam plecam la plinătoare, ziurele zilei, să vânteze pe primare, ziurele zilei. Zi, ziure, pe primare n-au vântat, ziurele zilei, și-au vântat în iepurare, ziurele zilei. Să-mi bacă din pielea noi, ziurele zilei, veșnând fiura somnului, ziurele zilei. Moș Crăciun cu dar pe plete, ar sosi de prină. Oh.
Sfânta și-o pornitul, hai la
și cei trei crai năsăritul. Atunci când seaua s-a oprit, la Iscra Sfântă au intrat și lui Hristos au Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun.
Iisuse, Doamne, ai venit la oameni, că Te-ai coborât.
sântul, florile d'albe, cum a fost un vântul, florile d'albe, florile d'albe, florile d'albe, florile d'albe, stramare, stramare, stai tu, florile d'albe, de la răsăritul, florile d'albe, florile d'albe, magina cafla, cafla, florile d'albe, i s-au închinatul, florile d'albe, florile d'albe, florile d'albe, florile d'albe, oameni bucurați, florile d'albe, laudă cântați, florile d'albe, florile d'albe, mulți sănătate, florile d'albe, să aveți se poate, florile d'albe, florile d'albe. Florile d'albe, florile d'albe, așa voci și așa armonie, parcă și vestirea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos este cu atât mai minunată. Mulțumim din nou coralei Gvardston din Iași. De 30 de ani este mesager al artei populare. Vorbim de ansamblul etnofolcloric Plăieșii, care a fost creat de Nicolae Gripincea în data de 15 ianuarie 1989 ca parte a Palatului Republican al Copiilor și Adolescenților din Chișinău. În prezent activează în calitate de colectiv profesionist în cadrul Direcției Cultură al municipiului Chișinău. Îi rugăm să ni se alăture pe scenă. Ansamblul etnofolcloric Plăieșii a devenit laureat a numeroase festivaluri municipale și republicane și a evoluat cu succes peste hotarele Republicii Moldova în 1989 la Moscova, în 1996, 1997 București și Iași, 1998 la Milano, în 2008 la Cernăuți, iar în 2016 la Vilnius, Padova și Bolonia. Pe parcursul celor 30 de ani de activitate, mesajul ansamblului etnofolcloric Plăieșii a rămas același, promovând dragostea și bucuria de a cânta, iubirea față de oameni și față de țară, dar și respectul față de tezaurul folcloric. Suntem convinși că au puterea de a vă ridica din scaune, mișcându-vă atât sufletul, cât și pașii pe ritmuri și cântece tradiționale. Doamnelor și domnilor, să-i primim cu aplauze călduroase pe membrii ansamblului etnofolcloric Plăieșii, conducător artistic Nicolae Gribincea, conducător muzical Ion Glodea. Bună seara, priviți colindători! Bye.
Florile tale, branda
Cântăm și de asta întâi. Poftiți. Laici. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Dar, 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 dar
Noi vă invităm la o horă, dacă aveți un jucă. Am aprins, reflectoarele astea nu se vede nimic așa. Dar noi vrem să vedem lumea la ochi așa, dacă nu vă supărați. Sau așa e ordine. Noi o respectăm. Iată așa, mai luminesc, mai frumos. Ne vedem. Mai vedem reacția dumneavoastră. Vă place, nu vă place, ca știm parcurs, mai schimbăm. Noi m-am luat cam repede, așa e? După atâtea colindii extraordinar de frumoase, când încep cu azartul ăsta, așa suntem noi mai aprinși încolo, mai în partea aceea, dar nu știu, poate că așa e și la dumneavoastră, dar hai să mai cântăm. Hai că dacă vorbesc, acum să trântesc ceva ce-mi trebuie. Mândruța care-i mândruță iese la poartă.
domnișorii, asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Să-i mândruța. Sălcuța este așa un sac pe la noi pe acolo. Thank you.
Să ne auzim, ia pește!
joacă bine, trai-la-la-la-la-la. Soarta doamne lângă mine, trai-la-la-la-la-la-la-la. Una care joacă bine, trai-la-la-la-la-la-la. Yeah.
Mulțumim! Sperăm că vă place. Noi încercăm pur și simplu să bucurăm lumea, așa cum știm noi. Și pentru mine, ca șefa acestui ansamblu, mă bucur că tineretul preiau tradițiile, cântecele noastre și colindele și le vor duce mai departe, cu siguranță. Pentru ceea ce investim, aceea o să avem. Și dacă încă n-ați obosit de noi, noi mai știm cântece, adică putem să ne cântăm o dată. Mai poate, da? Mai cântăm? Ai, lumii viața trece, oare rău când ți-o rău, oricești, ai.
căsătorie. Pastorul și-a luat în seară, a fost la Mărița iar. Mărița mă sărută, cu gura mă termină. Și când m-am trezit în seară, bucurița era goală. Păi mișorii toți am dat, dintr-o nuci sărută. La bordi la Mărinuța, acolo puream cu guță. Banii toți am cheltuit, dintr-o țări. Și nu știu cum are să-mi iasă. Bă, voi mă puneți la cântată. Asta luați vera. Întotdeauna nu vine și care trebuie. Asta e așa, da. Frunze verde colelei măi, nu lăsa ea mărnată măi, nu lăsa iarna să vie măi. Rămâne stâlbena pustie măi, rămâne stâlbena pustie. Bogovan, fără nici-o bani, măi. Thank you.
noi avem spațiu rezervat pentru o oră și în internet nu trece în măsura. Adică să cântăm o oră, da? Sau spațiu la mai mult. Spuneați organizația spațiu, vom cânta pentru da? Nu, că noi nu nici el, da? Hai, noi o să vă prezentăm doi soliști ai noștri tineri, frumoși, cântă. Valentin Golovachiuc, Țigăncușa și Dumit, o să vă cânt eu o pătrucă, da? Mă întâlnit cu o
меня в дамы пляжма мя, та со краснянка дракостя, на целом пляжма смел ушел, та со игой мини дой, Саша комбоец гледи тири да без фронта жаре 23 да мы дышаться 23 да артиля то купай тири да та кувардя и не гай тири да артиля то руце бел тири да та кувардя со мне то бел тири да сердце же само пляски тири да та со мне и кусе и пляски тири да сердце же само пляски тири да та со мне и am cântat vreo două melodii instrumentale cântate vocal, cu la-la-la. Asta pentru cei care nu știu cuvinte. Ca să-și facă inimă bună așa, dacă vrei dorește, apoi cântă cu la-la-la. Noi să vă prezentăm cum se cântă la Lărguța, Sârba și Bătuta, de la doamna Eliana Zacora. Așa că, băieți, hai poftiți! Thank you.
Noi vrem să mulțumim organizatorilor pentru că ne-ați invitat să facem parte din acest spectacol extraordinar de colindii. Trebuie să spunem că în repertoriul Ploieștilor sunt este vreo 40 de colindii. Chiar o săptămână urmă am ieșit din studio, m-am imprimat două CD-uri. 27 de colindii cu băieții și eu vreo 21. Avem pe 14 acum la Chișinău un spectacol de colinde la Filarmonica Națională. Păcat că nu mai sunt bilete, că v-aș invita. Mulțumim primăriei locale, dacă Consiliul Local, celor de la... Cum zici voi? Protoeria, da? Scuzați, dar nu cunosc termenii ăștia și... Mulțumim foarte mult. Sperăm că am întregit spectacolul dumneavoastră, că vă simțiți bine. Dacă ceva nu vă convine data viitoare, când ne întâlnim, o să vă convine, cu siguranță. V-am mai uitat pe niște rețele de socializare, mai vedeți și mai când de Ploiești și poate găsiți câte un cântec care îți vă placă și dumneavoastră. Și atunci, cu siguranță, când ne vom întâlni, o să fie bună dispoziție, așa cum a fost astăzi. Să vă urăm la sfârșit de an de sănătate, de prosperare, reușite, realizări, împliniri, visuri cât mai multe realizate, să vă aibă unul Dumnezeu în bază și să vă ție bine așa, în raza dragostei și luminii Dumnealui. Fiți sănătoși, mulți ani, cu drag, în partea Ploieștilor! Valentin Vieru și părintelui protopop Costel Mareș. Frații noștri de peste Prut, moldoveni de-ai noștri, mulți ani România, mulți ani români. Preacucernice, părinte protopop, iată că păstrăm tradiția și, așa cum spuneați la început, iată, al nouălea an, realizăm un spectacol, un concert dedicat celor două sărbători. 1 decembrie, Ziua Națională a României și nașterea Domnului, zilele Crăciunului, până și mai avem de parcurs până atunci doar 16 zile. Nu se putea altfel decât să avem în mijlocul nostru un ansamblu de români, un ansamblu care cred că a fost pe placul dumneavoastră. Am ales bine, părinte, cred că acest ansamblu, am ales bine și corala, dar și moineșenii noștri, conduși de Marinica Ifrim, ansamblu care
duce peste, și chiar și peste hotare, mesajul moineștenilor. Și chiar plăcut, impresionat, acum o săptămână, pe holul Parlamentului, un ministru să-mi spună că cunoaște Moineștiul de la ansamblul Moineșteanca. Dați-mi voie să salut și eu pe cei care sunt prezenți azi, care au răspuns invitației noastre. Și trebuie să încep cu un erou al municipiului Moinești, pentru că el reprezintă mult, foarte mult pentru moineșteni. Este sărbătorit de noi toți și la Ziua Națională pe 1 decembrie și pe 5 decembrie aici la Centrul Cultural și astăzi la Biserica Sfântul Nicolae, general de Moinești, domnul Procopie Ioan. La mulți ani, domnule Procopie, aplauze maxime pentru noi. Să salut de asemenea prezența oficialităților de la nivel central, cel care spunea părintele că împreună cu dumnealui a inițiat această tradiție, domnul senator Viorel Ilie. De asemenea de la județ, un tânăr care astăzi ocupă o funcție care cred că ne va fi de folos pentru dezvoltarea comunității noastre, domnul subprefect Paul Cotrăleț. Dar și primarii din imediată vecinătate a localității noastre, care ne sunt parteneri în evenimentele pe care le realizăm, primarul orașului Dărmănești, domnul Constantin Toma, primarul comunei Berești, Tarzău, domnul Dumitru Dulpan, primarul comunei Ardeoan, domnul Victor Diaconu, doamna primar Diana Albu de la Poduri, să-i salut pe directorii și reprezentanții instituțiilor de învățământ, sănătate, poliție, jandarmi, pompieri, care ne-au și ajutat la realizarea acestui eveniment. Pentru că spuneam că și Ziua Națională o sărbătorim și nașterea Domnului, întotdeauna în această lună transmitem mesaje celor dragi, mesaje de pace, de înțelegere și am rămas așa cu ceva în memorie de azi dimineață, de când am participat la slujba de la Sfântul Nicolae, de la biserică. Atunci când părintele Nicolae a prezentat predica, mi-a rămas ceva în memorie și trebuie să împărtășesc cu dumneavoastră. Pentru că e un mesaj pentru mulți dintre noi, că mulți avem păcate. Spunea dumnealui că un enoriaș a venit la spovedanie, la preot, și după spovedanie, preotul i-a dat un canon. I-a spus să țină în gură o cruce permanent. Să o scoată doar atunci când mănâncă, sau seara când se culcă. După câteva zile, enoriașul a venit la părinte și i-a spus că nu mai poate rezista să țină crucea în gură. L-a întrebat părintele de ce și a spus că s-a rănit atunci când vorbește, s-a rănit de nu mai poate rezista și a venit să-i dea alt canon. Atunci părintele i-a zis că știi de ce te-ai rănit? Pentru că tot tu ai rănit pe alții. Și vreau să vezi cum e suferința, numai așa puteai să știi, printr-un canon. Cred că e un mesaj pentru mulți dintre noi. Toți avem păcate, toți ne le însușim poate, dar numai așa, prin comuniune, prin înțelegere, putem să fim uniți, să dezvoltăm comunitatea, să dezvoltăm orașul și să facem echipă. De-aia vă rog să avem un an în echipă, să facem ceea ce ne dorim, să facem un oraș cât mai frumos și mai curat și un oraș, așa cum și cei de la biserică ne spun, un oraș al creștinilor, un oraș al înțelepților. Încă o dată mulțumesc ansamblului folcloric, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Tuturor că ați răspuns prezenți, mulțumesc colegilor mei și cei care s-au implicat în organizarea evenimentului, mulțumesc televiziunilor, Trinitas în direct, de asemenea puteți urmări înregistrarea și pe Telemoldova, și Telemoldova este aici, și de asemenea o să fie postat și pe site-ul municipiului Moinești. În încheiere vreau să vă urez să aveți un an fericit, un an cu realizări, să ne întâlnim cu drag, la mulți ani România, la mulți ani români! Dragii mei, eu n-am să mai vorbesc prea mult, întrucât am vorbit în prima parte, la începutul acestui concert. Doar atât aș dori să spun că aceasta 10-a ediție, după cum v-am și promis la început, cu siguranță va rămâne una memorabilă pentru fiecare dintre noi. De aceea le mulțumim celor care au încheiat concertul din această seară,
acestui ansamblu îndrăgit de foarte mulți de aici, din Moinești, și nu mă așteptam, sincer să vă spun, la o atât de mare efervescență vis-a-vis de acest eveniment, atunci când am inițiat împreună cu domnul primar și am căutat să vedem pe cine invităm anul acesta și am ajuns în cele din urmă la formula pe care ați văzut-o, ne gândeam că, într-adevăr, speram sau nădăjduiam ca această ediție a 10-a să fie una cu adevărat memorabilă, mă iertați. Și de aceea, pentru acest lucru, ansamblul Plăieșii merită toate aplauzele noastre și mulțumim. Vă mulțumim pe această cale. Dragii mei, în încheiere, așa cum de altfel ne-au anunțat cei doi prezentatori, Andreea Monea și Dragoș Ianoși, pe care îi invităm aici alături de noi și le mulțumim pentru această frumoasă prezentare. Și anul acesta, concertul din seara aceasta îmbracă o haină social-filantropică, să-i spunem așa. Cu sprijinul dumneavoastră, de-a lungul timpului, am făcut lucruri, spunem noi, importante pentru cei care poate n-au avut șansa pe care o avem noi, nu sunt în postura de a oferi, ci în postura de a cere. Și să dăm slavă lui Dumnezeu că noi suntem în această postură de a putea oferi ceva din multul sau puținul nostru. Anul acesta vom aduce în atenția dumneavoastră o familie din comuna Balcani, din satul Balcan Marginea, familie Sandu și Maria Țepeș, care au împreună 9 copii și care locuiesc într-o singură încăpere. Noi intenționăm, cu sprijinul dumneavoastră, cu partenerii noștri, să le ridicăm o casă în care se încapă toți 11. Ar fi, de altfel, a treia casă pe care, de-a lungul timpului, noi am ridicat-o, protocopiatul nostru, împreună cu partenerii noștri. Nu vrem să ne lăudăm nici de cum, dar n-am putea să le trecem sub tăcere, întrucât de multe ori, prin sprijinul dumneavoastră, am reușit să aducem bucurie, am reușit să readucem zâmbetul pe buze celor care sunt în nevoi, celor mai sărmani dintre noi. De aceea, dacă doriți și puteți, la sfârșitul acestui moment, atunci când veți ieși pe ușile prevăzute pentru ieșire, avem tinerii aceștia din Asociația Sfântul Gheorghe, elevii ai Liceului Spiru Haret din Moinești, cărora le mulțumim și acestora că sunt împreună cu noi și ei vor fi cei care vă vor îndruma cum puteți să sprijiniți acest demers al nostru. Noi vă mulțumim anticipat, vă dorim, asemenea cum v-a dorit și domnul primar și cei care ne-au cântat și încântat, să aveți sărbători alese cu pace și bucurie și să dea bunul Dumnezeu ca sărbătoarea nașterii Domnului și noul an în care ne pregătim să intrăm, să aducă bucurii, pace și liniște și mai cu seamă să aducă credință. Să știți că dacă vom avea credință, vom avea biruință întru toate. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze și să are să ajute de ce acum, la final, este momentul să le mulțumim și sponsorilor care au făcut posibilă organizarea acestui eveniment. Mulțumim așadar Primăriei Municipiului Moinești, domnului primar Valentin Vieru. Protopopiatului Moinești și Părintelui Protopop Costel Mareș. Betula Farm și Pico SRL. Sălce, Petit SRL, Complexului Mario Moinești și Complexului Parc Pino. Iar eu vreau să adaug în încheiere faptul că puteți urmări un rezumat a tot a ceea ce s-a întâmplat în această seară. Mâine, în cadrul jurnalului Trinitas, veți putea urmări și cazul și veți putea contribui în continuare la îndeplinirea acestui vis. În apropierea ajunului acestei luminate sărbători, vă urăm un Crăciun fericit și vă dorim să simțiți bucuria acestei sărbători prin speranță. Spiritul Crăciunului prin pace și emoția lui prin dragoste. Sărbători fericite, la mulți ani!